Nu e așa important, acum la domnul Bușcuță cea mai important. Suntem live deja, putem începe. Stimați colegi, bună ziua, Hristos a înviat! După cum am anunțat, desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Avem două subiecte astăzi pe ordine de zi. Am convocat această ședință considerând urgența aprobării acestor două proiecte și este vorba despre proiectul de ratificare a acordului de împrumut de la Federația Rusă și a împrumutului de la Fondul Monetar Internațional. Ședința este convocată pentru a discuta și aproba aceste proiecte pentru a le transmite Parlamentului pe parcursul zilei de astăzi, în speranța că legislativul le va discuta mâine în comisii și până la sfârșitul săptămânii le va aproba în ședință împreună cu proiectele pe care noi cu dumneavoastră le-am examinat și le-am aprobat în ședința de guvern vineri, și anume proiectul de lege pentru acordarea suportului suplimentar agenților economici în condițiile situației de pandemie și acele trei proiecte de rectificare respectiv a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondului de asigurare obligatorie de asistență medicală. Sperăm că toate aceste proiecte, inclusiv cu cele care urmează astăzi să le aprobăm, să fie discutate și aprobate de către Parlament pe parcursul săptămânii curente. Aceasta este agenda care se propune. Dacă sunteți de acord, vă rog să procedem la examinarea subiectului și primul subiect este proiectul de ratificare a acordului de împrumut cu Federația Rusă în sumă de 200 milioane de euro. Domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, permiteți-mi înainte de a face prezentarea la primul și al doilea proiect ulterior să fac o mică introducere privitor situația executării bugetului, dar și evoluțiile economice care sunt înregistrate pe parcursul ultimilor câteva săptămâni și perspectivele până la finele anului 2020. Deci, începând cu luna martie 2020, economia Republicii Moldova este puternic afectată de consecințele răspândirii la nivel mondial a pandemiei COVID-19. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în aceste condiții, a revizuit prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anul 2020, având în vedere prognoza evoluției economiei mondiale, în special ale țărilor partenerii tradiționale ale Republicii Moldova. Astfel, conform scenariului actualizat a indicatorilor macroeconomici pentru anul 2020, a fost prognozată o descreștere a produsului intern brut cu 3% în termeni reali față de anul 2019, a exporturilor o descreștere de 3,8% și a importurilor cu 7,6%. În aceste condiții, conform scenariului precizat pentru anul 2020, se estimează că veniturile bugetului public național se vor diminua cu 7,5 miliarde lei, iar cheltuielile și soldul bugetar se vor majora respectiv cu 1,3 miliarde lei și cu 8,8 miliarde lei. Astfel, suma nominală a deficitului bugetar se estimează în sumă de 16,2 miliarde lei sau 7,63% din produsul intern brut, față de 7,4 miliarde lei, ceea ce a fost inițial planificat în bugetul 2020. Pentru asigurarea finanțării acestor activități, care sunt prevăzute în legile bugetare pe anul 2020, dar și acelui deficit care a fost enunțat de 16,2 miliarde lei, sunt necesare mijloace financiare suplimentare și aceste mijloace financiare suplimentare sunt necesare a fi atrase inclusiv de la organizațiile internaționale financiare, dar și din contul împrumuturilor de alte țări, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca de Dezvoltare Consiliului Europei, Uniunea Europeană, dar și Federația Rusă. În cont de aceste circumstanțe, stimați colegi, să prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru ratificarea acordului între Guvernul Federației Rusie și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat. Conform prevederilor acestui acord, se stabilește că Guvernul Federației Rusie va acorda Republicii Moldova un împrumut suveran de stat în sumă de 200 milioane euro. Scadența acestui plata sau debursarea acestui împrumut urmează să aibă loc în două tranșe. Prima tranșă în mărime de 100 milioane euro în termen de numai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui acord. Și a doua tranșă în sumă de 100 milioane euro în termen numai târziu de 31 octombrie anului 2020. Pentru acest împrumut, Republica Moldova se angajează să achite o dobândă în mărime de 2% anual. Maturitatea împrumutului constituie 11 ani, perioada de grație aproximativ un an. Rambursarea sumei plății principalului acestui împrumut, dar și dobânzii aferente acestui împrumut, este semianuală și urmează să fie la 15 martie și 15 septembrie a fiecărui an, începând cu anul 2021. Suplimentar, acordul prevede că, în caz de neachitare în termen a sumelor ce reiese din acest acord, dobânda care va fi achitată pe plățile întârziate de către Republica Moldova va constitui 3%, doar pe acea sumă întârziată și doar pe perioada întârzierii plăților. Tot țin să menționez că acest acord nu prevede condiționarea pentru Republica Moldova pentru careva activități speciale care depășesc cadrul legal a Republicii Moldova. 2. Acest acord nu prevede niciun comision de nedebursare a mijloacelor bănești în acest împrumut, nu prevede niciun comision pentru debursare a acestui împrumut. Și totodată acest acord prevede posibilitatea Republicii Moldova a rambursării împrumutului în orice moment oportun, în caz dacă va fi posibilitatea de a-l rambursa înainte de termen. În aceste condiții, stimați colegi, rog susținerea proiectului hotărârii Guvernului. Vă mulțumesc, doamnă viceprim-ministru. Stimați colegi, ce întrebări sunt? Vă rog, doamnă viceprim-ministru Lesnic. Sper să se audă. Stimat domnule prim-ministru, stimați colegi, vreau să formulez două precizări la acest subiect. Primul ține de faptul dacă dobânda de 2% și acea plată de 150% sunt, în opinia dumneavoastră, plăți mici sau mari raportat la alte contracte pe care le are Republica Moldova. Iar cea de-a doua întrebare se referă la punctul articolului 7, punctul 2. Dacă obligațiile financiare în raport cu autoritățile Federației Ruse condiționează alte obligații financiare care ies din alte relații contractuale și cum ar fi cazul livrarea de gaze. Mulțumesc frumos! Stimată doamnă viceprim-ministru, la ziua de astăzi Republica Moldova are împrumuturi contractate la diferite dobânzi. Eu vreau să vă spun că în condițiile actuale pe piața internațională de finanțare am extras o anumită informație privitor la plasarea eurobondurilor de către diferite țări. Și iată, vreau să vă spun anumite dobânzi care le achită alte țări pe angajamentele internaționale efectuate în euro. Și iată, sonorizez: Albania 3,50, Armenia 3,95, Georgia 6,88, Macedonia 2,75, Muntenegru 2,55, Ucraina 7,38, etc. Deci noi considerăm că dobânda de 2% anual pentru astfel de împrumut este una optimă și acceptabilă. Mai mult ca atât, stimată doamnă viceprim-ministru, am menționat și anterior, în discursul care l-am rostit acum, în cazul în care găsim alte surse de finanțare mai ieftine, acordul cu Federația Rusă ne permite să rambursăm această datorie înainte de termen. Deci se permite recreditarea din contul altor surse mai ieftine pentru a achita cele mai scumpe. Rămâne să găsim acele surse mai ieftine de 2% anual în euro.
a doua întrebare în partea ce ține de articolul 7.2. Deci 7.2, dacă atragem atenția la el, trebuie să-l citim foarte atent. El este prevăzut că Republica Moldova răspunde pentru toate împrumuturile de stat oferite Republicii Moldova, dar și pentru alte împrumuturi care eventual vor fi oferite agenților economici din Republica Moldova cu garanția Guvernului Federației Rusiei, dar cu acordul părții Moldovei. Deci astfel de împrumuturi poate să apară doar cu acordul părții Moldovei. Partea Moldovei este guvernul. Deci la ziua de astăzi astfel de acorduri nu sunt. Vă mulțumesc, doamna viceprim-ministru. Răspunsul este pe măsură așteptărilor noastre. Domnul prim-ministru, eu am înțeles că livrarea de gaze noi nu vom contracta în cadrul acestui acord. Asta am înțeles. Asta am înțeles și eu și este firește ca să nu fie inclusă nicicum în acest acord. Încă o dată remarc ce a spus domnul viceprim-ministru. Niciun angajament suplimentar din partea altor exponenți a Republicii Moldova nu pot fi incluse ca parte a acestui acord fără acordul Republicii Moldova și eu cred că aici nu e vorba doar de guvern, dar în general de țară, chiar și de parlament. Deci e niciun risc la acest capitol nu este. Domnul ministru Pânzăr, vă rog, am înțeles că aveți o întrebare. Da, vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru. Stimate domnule viceprim-ministru, în raport ați spus că nu sunt condiționalități în acord. Totodată, clauzele acordului privesc participarea firmelor rusești în licitații și achiziții. Vă rog să explicați dacă nu sunt riscuri și care va fi impactul. Mulțumesc. Stimate domnule ministru, eu țin să concretizez puțin ceea ce am spus eu în discurs și vă rog să fim corecți când spunem. Eu am spus că în acord nu sunt condiționalități care depășesc cadrul legal al Republicii Moldova. Exact așa am spus și nu altfel. Deci, respectiv, dacă ne referim la articolul 3, punctul 3, cred că vă referiți din acord, deci el prevede așa, partea Moldovei, în interesul extinderii relațiilor economico-comerciale între cele două țări, va depune efort pentru a asigura implementarea proiectelor comune pe teritoriul Republicii Moldova de către companiile rusești. În acest scop, companiile rusești vor avea acces să participe la procedurile competitive pentru achiziții de bunuri și servicii stabilite în Republica Moldova în condiții nu mai puțin favorabile decât cele oferite companiilor din Moldova și altor companii. Deci se stabilește încă o dată că condițiile oferite către companiile naționale și alte companii vor fi identice cu cele oferite companiilor rusești. Deci îi așteptăm să participe la procese, la proiecte de dezvoltare, dacă sunt doritori, în condiții similare și egale cu toate restul companiilor care sunt libere să participe la aceste procese de achiziții publice. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, stimați colegi! Deci, prin acest articol, acest punct din acord, se stabilește echitate pentru toți participanții, indiferent de unde sunt ei. Pur și simplu este remarcat că să nu fie discriminați, cum s-a mai întâmplat cu varie ocazie, reprezentanții a unor țări. Așa, alte întrebări, stimați colegi? Domnul ministru Țule, vă rog. Hristos în viață, stimați colegi. Domnule viceprim-ministru, eu doar ca o precizare la totuși la punctul 7.2. De ce în general apare prevederea dată? Este un acord standard care îl încheie Federația Rusă cu diferite țări sau e ceva la ce noi am insistat? Mersi. Domnul ministru, deci este acea clauză asupra cărui noi toți împreună am convenit cu partea rusă, Ministerul de Externe tot s-a expus asupra ei, deci am vorbit și cu dumneavoastră, careva obiecții nu au fost până la semnare, deci e mi-e complicat acum să comentez care e opinia Ministerului Afacerilor Externe la subiect. Noi am discutat cu dumneavoastră o săptămână în urmă, privitor la acest acord. Și totul a fost ok. Este o practică internațională? Poate domnul Nagăcevski vine aici cu detalii, clarificări?
Deci, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, noi avem acorduri bilaterale, vorbim interstatale, de asistență juridică cu diferite state, atât din Uniunea Europeană cât și din Est, în care sunt incluse așa zisele clauze ale națiunii cele mai favorizate. Ele sunt o clauze care vin să asigure acele state cetățenii lor pe teritoriul Republicii Moldova vor fi tratați în același mod ca și cetățenii noștri. Și în chestiunea respectivă vine în principiu, este un gen de clauză care se include inclusiv în tratatele internaționale și ea nu ne condiționează, nu ne impune obligații suplimentare, dar în același timp vine să reitereze o chestiune de bun simț, cum a spus-o și domnul viceprim-ministru, că uite-te, și investitorii din Federația Rusă, și investitorii din Uniunea Europeană și investitorii din Republica Moldova, toți vor fi tratați în mod egal când este vorba de participarea la anumitor proiecte investiționale finanțate din cadrul respectivului acord, care, din respectivul credit care vine din partea Federației Rusă. În situația dată, noi această noțiune nu cred că ne creează careva probleme în vederea implementării respectivului acord sau cumva duce la anumite idei preconcepute că acolo se ascunde ceva conspirație și prin această normă noi am încercat să excludem alți investitori de la participarea la diferite proiecte investiționale finanțate din respectivul credit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Țulea, dacă este... Vă mulțumesc, stimați colegi, alte întrebări? Dacă nu sunt alte întrebări, vreau să fac câteva remarci. În primul rând, ultimul subiect despre participarea companiilor rusești. Noi invităm companiile din toată lumea să participe și la proiecte investiționale și la alte concursuri. Deci cu cât e mai mare concurența, cu atât mai bine va fi pentru Republica Moldova. Acesta este principiul general, unic și consacrat deja peste tot. Cu cât mai mare concurența, cu atât e mai bine. De ce salutăm prezența în acest acord a punctului respectiv, care vine încă o dată doar să accentueze echitatea în tratamentul pentru toate companiile, indiferent de unde vin. Eu vreau să apreciez încă o dată importanța și necesitatea acestor mijloace financiare pentru Republica Moldova la etapa dată. Noi, într-adevăr, avem planificat un deficit bugetar de 16,2 miliarde lei care trebuie cu ceva finanțat. Și aici e vorba de cheltuieli bugetare și creditul de la Federația Rusă și de la FMI care s-o discutăm sunt la această etapă unicele surse care vin în buget pentru suport bugetar. Restul, tot ce e declarat, acestea sunt în afara bugetului. Sunt proiecte, da, importante, dar nu au nimic cu bugetul. Deci doar aceste două surse vin actualmente pentru suport bugetar, pentru ca statul Republica Moldova să poată achita salarii la pedagogi, la medici, la funcționari, polițiști, etc., etc. Și nu doar salarii și pensii. Deci este un credit absolut necesar, care este angajat în condiții comparativ bune. Vreau să remarc faptul că pe parcursul ultimilor 10 ani Republica Moldova a angajat credite nu doar de la instituții financiare, dar și suverane, pe bază bilaterală, cel puțin două sunt. Și vreau să vă spun că condițiile în 2016 sau în 2010 nu au fost cu mult mai, zicem, avantajoase. Deci cel din 2016 a fost 1,5%. Și apropo, pe cel credit, deja Republica Moldova a plătit peste 4 milioane de euro dobânzi. Iar cel din 2010 încă mai scump a fost. Plus la toate, domnul viceprim-ministru a prezentat și ratele dobânzilor în cazul plasării eurobondurilor, adică credite de pe piața financiară internațională. Deci este un credit avantajos în condițiile respective pentru Republica Moldova. Mai departe, ceea ce s-a discutat, că 150% va avea de plătit Republica Moldova în cazul că ratează, zicem, data achitării. Acele 150, stimați colegi, înseamnă 3%. Deci 150 din rata de bază de 2%. Deci este 3% pentru zilele în care posibil se va rata data rambursării. Sperăm să nu se ajungă la această situație.
Cel mai important însă este că Republica Moldova nu și-a niciun angajament din acele speculate intens ultimele câteva zile de rusofobi. Deci nu și-a Republica Moldova asemenea angajamente. Și acei care au făcut efort și au citit acest acord s-au convins că este un acord clasic de finanțare fără alte condiții ascunse sau care ar fi în detrimentul Republicii Moldova. Cea mai importantă, probabil, mențiune este că Republica Moldova în orice moment poate întoarce acești bani dacă va avea cu ce. Adică poate renunța, poate restitui preventiv înainte de termen acest credit fără a achita penalități, comisioane, etc. etc. Deci eu recomand tuturor celor care au mulți bani și spun că sunt ieftini sau degeaba, să-i aducă în buget și noi o să rambursăm creditul rusesc mai înainte de timp. Acestea sunt fiind spuse, stimați colegi, eu vreau să mulțumesc tuturor colegilor noștri care au muncit din greu aceste 5 luni până au atras acest credit, până ce l-am negociat. Remarcă încă o dată, este absolut necesar pentru a asigura capacitatea de plată a bugetului Republicii Moldova în aceste condiții foarte, foarte dificile. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Unanim, vă mulțumesc. Stimate domnule viceprim-ministru, următorul proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, în condițiile acelor indicatori macroeconomici și bugetari care i-am sonorizat la începutul ședinței, permiteți-mi să propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de creditare rapidă și proiectul hotărârii guvernului cu privire la proiectul de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul și instrumentului de finanțare rapidă. Deci conform acestor proiecte se prevede ca Republica Moldova să aibă posibilitatea să acceadă două împrumuturi din partea Fondului Monetar Internațional în sumă totală de 172.500.000 drepturi speciale de tragere, ceea ce este echivalentul aproximativ a 233.9 milioane dolari, din care 156.000.000 dolari ar fi asistența financiară prin intermediul instrumentului de finanțare rapidă, care se acordă în condițiile ratei anuale de plată dobânzii de 1,5%, perioada de grație fiind de 3 ani, 3 luni, iar termenul de rambursare fiind de până la 5 ani. Deci acest împrumut este pe 5 ani, dintre care primii 3 ani și 3 luni este perioada de grație, iar un an și 9 luni este perioada în care urmează ca Republica Moldova să ramburseze acest împrumut. Dobânda la acest împrumut este de 1,5% anual. Suplimentar, acordul prevede ca, în afară de această dobândă, Republica Moldova mai achită și un comision unic în mărime de 0,5% din toată suma împrumutului, ceea ce constituie în jur de 780.000 dolari. Al doilea împrumut, cel care este prin mecanismul de creditare rapidă, ar constitui suma de 78 milioane dolari, rata dobânzii este de 0%, perioada de grație pentru astfel de credit este de 5 ani și jumătate, iar termenul de rambursare este 4 ani și jumătate. Respectiv, maturitatea împrumutului este la 10 ani. În aceste condiții, rog susținerea acestor două proiecte. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, întrebări, propuneri. Nu văd întrebări și aici câteva remarci, dacă îmi permiteți. În primul rând vreau iarăși din nou să menționez munca depusă de tot, în primul rând, Ministerul Finanțelor, dar și toți colegii din guvern pentru a negocia acest acord cu Fondul Monetar Internațional. Încă o dată vreau să remarc
cât de important a fost să finalizăm cu succes programul precedent cu Fondul Monetar Internațional. Aceasta ne-a ajutat foarte mult, ne-a permis ca în termeni foarte rapizi, fără condiții prealabile, Republica Moldova să poată obține acest credit foarte, foarte necesar în această perioadă dificilă. După cum este clar, sunt două elemente acestui credit din partea Fondul Monetar Internațional. Cea mai mare parte este credit pe care îl angajăm la o rată dobânzii de 1,35% anual și un comision de 0,35%. Puteți înțelege că este comparabil cu acordul precedent care l-am discutat la punctul 1. Și a doilea element, care este o sumă mai mică, dar tot foarte necesară, se acordă la niște condiții mai avantajoase, la o rată dobânzii de 0%. Încă o dată remarc, resursele financiare atât din creditul rusesc cât și din creditul FMI, care depășesc împreună 8 miliarde de lei, ne vor permite să finanțăm acel deficit enorm pe care îl avem de 16,2 miliarde de lei. Deci sunt resurse absolut necesare pentru menținerea sustenabilității financiare și bugetare a Republicii Moldova. Eu vreau să vă rog să aprobăm și acest acord și aceste împrumuturi de la FMI. Sunteți de acord? Mulțumesc, unanim, aprobat. Stimate domnule vicepreministru, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru efortul depus pentru pregătirea ambelor acorduri, atât cu Federația Rusă cât și cu FMI. Știu că în această perioadă continuați și dumneavoastră, dar și colegii noștri din guvern, discuțiile cu alte instituții, în special știu că ați finalizat practic cu Banca Mondială discuții pentru finanțarea unor proiecte. Discutăm în continuare cu băncile din Uniunea Europeană și mă refer aici la Banca Europeană de Investiții. Chiar săptămâna trecută am avut o ședință împreună cu domnul ambasador Mihalcu. Discutăm cu Berdu, bineînțeles, cu însă și Uniunea Europeană continuăm să discutăm orice finanțare atrasă în condiții avantajoase pentru Republica Moldova, va fi doar spre beneficiile cetățenilor. Aici nu este loc de politică deloc, cum n-ar trebui să fie nici în combaterea acestui virus. Depunem toate eforturile ca să asigurăm sustenabilitatea financiară și bugetară a țării. Eu vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, cu aceasta finalizăm ședința. Proiectele respective urmează a fi remise imediat la Parlament. O zi bună tuturor! Mulțumesc!